Primarul orașului Simeria a folosit cuvinte jignitoare în fața unui angajat. Este vorba despre Dănuț Tărteci, care a fost trimis de către edil la un alt compartiment decât cel pentru care a fost angajat la primărie. Acesta a refuzat, justificându-și decizia, iar primarul a reacționat incontrolabil. A tras într-un mod violent de biroul lui Tărteci, adresându-i se cu injurii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Adică unde să mă duc? Unde v-am trimis la Spâclep? Acum, urgent. Hai. Nu, v-am comunicat că urgența este ilegal. Domnul Tărteci, dați în instanță unde doriți, da. Vă prezentați la Spâclep unde v-am trimis. Hai, afară. Nu. Afară. Nu. Simțitule. Afară. Hai, afară. N-ai ce căuta aici. Ce înseamnă să nu? Afară, hai. Afară. Am zis afară, te prezinți unde te-am trimis cu ordine de deplasare. Încercați să vă postați și mie. Deci nu folosești biroule primăriei, nici scaunul primăriei, te duci la lucru, la Spâclep, unde ți-e locul până în 31-12. Actul meu administrativ este de consilier juridic, așa cum i-ați comunicat. Locul meu de muncă este primăria orașului Simeria. Domnul Tărteci, n-am ce să discut cu dumneavoastră. Dacă considerați că ceva nu este în regulă, vă adresați instanței. Până una alta, aveți ordin de deplasare, vă duceți la Spâclep. M-am adresat primarului, așa, în calitate de conducător al acestei autorități. Adică eu. Da. Și eu vă spun că mergeți acolo. Ce v-am spus? Hai, afară. Motivat. Afară. Domnul Tărteci, am treabă. Afară din primărie, vă duceți unde v-am trimis la Spâclep. Hai. Domnul primar. Sunteți într-o zonă abuzivă și vă rog frumos să vă reviziți comportamentul. Emiteți un act administrativ și după care... Ai un telefon. Sună pe fix. Ieșiți afară. O angajată din primărie a filmat întreaga scenă, iar la un moment dat a intervenit în discuția la care asista înmărmurită, rugându-l pe primar să nu o mai supună la un asemenea stres la locul de muncă. Domnul primar, nu știu cum rezolvați dumneavoastră situația asta, dar pe noi să nu ne supuneți la stresul ăsta. Aici este, vă rog, sunați unde vreți. Deci mie nu mi se pare normal să vin la serviciu și să-mi faceți scene din astea în fața mea, să trageți de mobilă. Edilul a chemat și poliția locală la primărie pentru a rezolva problema, moment în care angajata care a asistat la scenele care depășesc orice limită îl roagă din nou pe primar să se liniștească și să discute civilizat, fără succes însă. Sună acum la poliția locală să vină încoace. Urgent, urgent. Niciun fel de problemă, domnul Tărteci. Doamne, ferește-mă, dar ce? Într-o instituție, cum putem așa, domnul primar? Vă rugăm frumos, liniștiți-vă și să discutăm problemă, civilizat. Deci, mergem legal. Evident. Deci, incredibil.